Autoritățile județene se pregătesc să demareze proiectul de peste 21 de milioane de lei care prevede o amplă modernizare a principalei unități sanitare din județ. Astăzi va pleca către evaluatorul tehnic. Proiectarea a fost depusă de către firma care s-a ocupat pentru tot ce înseamnă documentație tehnică, evaluare tehnică, tot ce înseamnă expertiză și imediat cum evaluatorul tehnic, expertul tehnic va da ochiul pentru că o terță persoană, o să demarăm procedura de achiziție publică pentru lucrările propriu-zise. De asemenea, pentru unitatea de primiri urgențe am demarat documentația, am trimis-o către SICAP pentru a lua avizul necesar, astfel încât, în funcție de programare, cât mai repede să semnăm contractul de proiectare și execuție la pachet. Aici am mers pe un pachet comun, proiectare și execuție. După aprobarea bugetului, șeful județului mai are în plan reabilitarea unor secții. Tot în spital, așa cum vă spuneam acum o lună, de pe data de 6 februarie, se lucrează intens la reabilitarea celor 3 secții de cardiologie, obstetrică, ginecologie, endocrinologie, cu discuția în situația în care vom aproba bugetul. Sunt convins că colegii mei vor da votul. Imediat după aceea vom introduce încă 3 noi secții pentru reabilitare. Medicină 1, gastroenterologie și neonatologie. Acestea sunt proiectele acum rapide pe care vrem să le demarăm în această perioadă, pentru că e o anumită problemă în ceea ce privește etapele, dar trebuie respectate, astfel încât, începând cu vara acestui an, să avem cât de mai multe lucrări de construcții civile în derulare. Până în prezent, doar 3 secții din Spitalul Județean au fost reabilitate complet.